Deputatul Monica Iacob Ridzi susține ideea subvenționării mineritului pe modelul german, unde toate minele au fost trecute în programul de închidere și primesc subvenții. Pentru minele de aici, aceasta ar putea fi o soluție sigură până în 2018, atunci când lucrurile ar putea fi regândite dintr-o altă perspectivă. În Germania toate minele au fost trecute pe acest program de închidere pentru a primi subvenție, pe principiul că până în 2018 sunt încă foarte mulți ani și până atunci cu siguranță se vor găsi și alte soluții la nivelul Comisiei Europene pentru a permite subvenționarea mineritului și de acum încolo. Cât privește numirea unui manager pentru Compania Națională a Huilei, deputatul Monica Iacob Ridzi spune că încă nu se știe cine și cum va fi numit pentru Valea Jiului. La nivelul Ministerului Economiei, în acest moment se face o evaluare. Știu că a fost selectată o firmă care se va ocupa de selectarea acestor manageri privați. 3 unități miniere, Petrila, Paroșeni și Uricani, vor fi închise în Valea Jiului până în anul 2012. Programul a fost discutat și cu Fondul Monetar Internațional și măsurile sunt cuprinse într-un plan care este valabil până în 2018.